Uniunea Europeană vrea să interzică anvelopele all season. Ce mă? Chiar săptămâna asta m-am uitat un pic la anvelopele mele de vară de la Tesla și deja au împlinit 3 ani pentru că sunt anvelopele cu care a venit mașina. Mi se par un pic tocite și mașina are deja 50.000 de kilometri și m-am gândit eu de ce să nu cumpăr niște anvelope all season, pentru că eu nu mă duc la munte, merg decât în marea majoritate a timpului prin oraș, atunci niște anvelope all season mi s-ar părea justificate și nici nu mai stau cu două rânduri de anvelope, nu mai stau să le schimb, să le stochez undeva, adică scap de toată această bătaie de cap în momentul în care îmi cumpăr niște anvelope all season. Bine, îmi voi lua all season-uri dacă nu cumva se schimbă legislația sau ceva de genul, dar în legislație din România am văzut că încă n-a apărut nimic legat de subiect. Și sincer, mi-e greu să cred că se va întâmpla treaba asta în perioada imediat următoare. Și printre căutările mele de pe internet prin care căutam ce model de anvelopă all season să îmi cumpăr, am dat peste această știre. Nu-mi dau seama dacă este fake news, dacă este doar o propunere sau cineva a modificat un pic știrea reală astfel încât să sune altceva. Eu auzisem ceva că Germania ar fi vrut să, sau vrea sau a dat deja legea să interzică anvelopele all season și nu Uniunea Europeană în toate țările membre. Bine, acum știți și voi că nu este un lucru rău să avem anvelope de vară vara și anvelope de iarnă iarna, și că anvelopele astea all season sunt un fel de compromis între iarnă și vară și nu-s la fel de bune vara ca alea de vară și nu-s la fel de bune iarna ca alea de iarnă. Ideea e că, nu știu, pentru cei ca mine, de exemplu, care mergem 90% din timp în oraș, mergem la viteze mici, e orașul dezăpezit, nu mergem cu viteză, faci taxi, faci Uber, faci Bolt sau faci alt tip de ride sharing, cred că anvelopele all season sunt o soluție destul de bună pentru astfel de cazuri. Și eu, până să-mi cumpăr Tesla, cred că ultimele mașini din ultimii 10 ani de zile toate au avut anvelope all season, pentru că este mult mai simplu, scapi de mai multe bătăi de cap, scapi mult mai ieftin, nu mai ai grija asta cu schimbatul anvelopelor când vine sezonul, nu mai ai grija cu depozitarea lor, te costă mai puțin 4 anvelope decât 8 anvelope, decât dacă ți-ai lua 4 de vară, 4 de iarnă. Nu mai ai costul cu schimbatul anvelopelor la vulcanizări și așa mai departe. Adică sunt multe beneficii și ești un șofer ca mine care te încadrezi în situația prezentată mai devreme în clip. De la 1 octombrie 2024 nu mai sunt valabile în Uniunea Europeană anvelopele All Season M Plus S. Trebuie să deții anvelope 100% de iarnă, 3 PMSF. Conform presii din UE, de la 1 octombrie nu se mai consideră anvelope de iarnă cele All Season M Plus S, adică majoritatea celor care sunt folosite în Europa pentru sezonul rece. Acesta este un duș rece dat românilor care până acum alegeau aceste anvelope pentru a nu cumpăra un set de vară și un set de iarnă. Reglementările UE urmând să crească siguranța rutieră în sezonul rece. Statisticile arată că anvelopele all season sunt un compromis nefericit găsit de către producătorii de anvelope, acestea nefiind bune nici iarna pe zăpadă, nici vara pe uscat, când afară temperaturile sunt mari. În România este recomandat să montezi pe mașină anvelope 100% de vară pentru că nu prea mai avem iarnă. Și legislația națională amendează șoferul doar atunci când mergi pe șosele acoperite cu zăpadă. Bine, n-am înțeles aici din articol dacă doar iarna nu vom avea voie cu anvelopele all season sau nici vara, sau vara vom avea voie și iarna nu vom avea voie. Adică, din punctul meu de vedere, dacă o să le interzică, o să le interzică cu totul. Cam așa o văd eu. Bine, sunt curios dacă se dă legea asta, ce se întâmplă cu cei care abia și-au cumpărat anvelopele astea all season. Adică, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie o tranziție și nu să se dea legea de mâine. Nu știu, că poate cineva abia și-a cumpărat anvelopele ieri, acum o lună, acum 6 luni, și încă n-a apucat să le uzeze și va fi obligat cumva prin această lege să-și mai cumpere încă un rând de anvelope de vară și încă un rând de anvelope de iarnă, nu? Ceea ce nu mi se pare ok din punct de vedere financiar. Pentru cei care se duc la munte, pentru cei care se duc în locuri cu zăpadă, pentru situațiile astea, e clar că șoferilor respectiv nu le este recomandat să-și pună anvelope all season, ci anvelope dedicate de iarnă, pentru că sunt mult mai eficiente în situațiile alea. Dar pentru situațiile în care, nu știu, nu te duci la munte, mergi prin oraș, mergi încet, nu mergi cu viteză, faci transport alternativ și în multe alte situații, anvelopele all season îți îndeplinesc, din punctul meu de vedere, toate dorințele. Și mi-a plăcut partea aia din articol că trebuie să îmbunătățim siguranța rutieră cu această modificare de lege și, din punctul meu de vedere, în loc să interzică de început anvelopele all season, nu mai bine ar interzice anvelopele de iarnă vara, pentru că este mult mai periculos să mergi cu anvelope de iarnă vara decât să mergi cu anvelopele all season, da? Chiar anul trecut sau acum 2 ani, nu mai știu, când m-a lovit cineva în spate și am avut
avut un accident, stăteam la semafor, cineva a intrat în mine, un Opel Astra mai vechiuț. Ce credeți de ce n-a putut să oprească? Pentru că a pus frână și s-a dus sanie, deoarece avea anvelope de iarnă. Și nu că avea anvelope de iarnă, mai erau și tocite pentru că le folosea de niște ani și iarna și vara. Aici mi se pare riscul extraordinar de mare și ar trebui îmbunătățită siguranța rutieră. Să fie o lege clară prin care nu îți dă voie să mergi cu anvelope de iarnă vara, pentru că ne dorim să creștem siguranța rutieră. Și se întâmplă o grămadă de accidente din această situație, situație pe care am pățit-o și eu. Am făcut mai de mult un episod cu Răzvan de la 99 Vehicles legat de subiectul anvelopelor și ne-am plimbat un pic prin oraș, prin Râmnicu Vâlcea și ne uitam așa vara, prin luna, nu mai știu, iunie, iulie, august, câte mașini pot avea anvelope de iarnă vara și cred că cel puțin 3-4 mașini din 10 aveau anvelope de iarnă. Adică sunt foarte mulți care folosesc această variantă. Anvelopele All Season, MS, M+S sau MNS sunt o mare problemă pentru că sunt ineficiente la frânare atât vara cât și iarna. Iar uzura lor este mult mai accentuată decât cea a unei anvelope specifice. Conform UE, statisticile arată că sunt foarte multe accidente rutiere pentru că mașinile aveau anvelope All Season care au distanța de frânare mult mai redusă față de cea a unei anvelope dedicate celor două sezoane. Dar statisticile privind accidentele provocate de mașini cu anvelope de iarnă vara, unde sunt? Că sunt convins că sunt mult mai multe decât aceste statistici. O anvelopă de iarnă dedicată are simbolul 3PMSF, 3 Peak Mountain Snowflake, care este un simbol de fulg de zăpadă ușor de recunoscut cu 3 vârfuri în fundal. Acesta este singurul element marcat care confirmă parametrii reali de iarnă ai unei anvelope. Da, uitați-l aici, apare pe orice anvelopă de iarnă. Simbolul 3PMSF este standardizat și controlat de autoritățile UE, ceea ce garantează că produsul îndeplinește condițiile de testare riguroasă și este adecvat pentru funcționare în condiții meteorologice dificile, când temperatura scade sub 7 grade Celsius. Pentru cei care locuiesc în zonele montane, este recomandată achiziția de anvelope 100% de iarnă, care sunt singurele cu simbolul 3PMSF. Oricum, anvelopele All Season sunt mult mai bune în sezonul de vară decât dacă mergi cu anvelopele de iarnă în sezonul de vară, pentru că sunt gândite și pentru sezonul de vară, da? Eu vara, sincer, n-am avut nicio problemă cu anvelopele mele All Season timp de nu știu câți ani de zile. Nu am făcut niciun accident, nu am provocat niciun accident, nu pot să spun că am avut vreo emoție vreodată în momentul în care am frânat și cred eu că s-au comportat excepțional. Bine, acum garantat, dacă e să compar o anvelopă de vară cu o anvelopă All Season la o frânare în sezonul cald, garantat există diferențe, dar nu pot să spun că din cauza că am avut anvelope All Season am pus vreodată un pic în pericol siguranța rutieră. Adică mi s-au părut că s-au comportat foarte bine, dar am avut întotdeauna anvelope All Season de calitate. La fel și iarna. Bine, iarna, dacă este puțină zăpadă, garantat cele dedicate de iarnă, cele specifice, sunt mult mai performante decât cele All Season. Dar având ani de zile All Season-uri puse pe mașină, nici în sezonul de iarnă, nici când era puțină zăpadă afară, nici când era rece afară, nu mi s-a părut vreodată că anvelopele acelea All Season nu și-au făcut treaba și am pus un pic în pericol sau în vreun fel în pericol siguranța rutieră a celor din trafic. Adică din punctul meu de vedere, All Season-urile, dacă sunt folosite corect, nu reprezintă un pericol. Din punctul meu de vedere, propunerea e bună dacă vine la pachet și cu legislația privind interzicerea anvelopelor de iarnă-vară. Altfel, sincer, nu prea sunt de acord să se interzică doar anvelopele All Season. Nu mi se pare normal. Adică unde e riscul cel mai mare nu intervii, dar unde e riscul mai mic intervii. Cum vine asta? Nu e ok. În fine, poate e fake news, știrea, cine știe, ideea este că în general când se fac astfel de modificări, când apar astfel de legi, Registrul Auto Român este primul care oferă informații, așa că vom afla de la rar în momentul în care va apărea o astfel de modificare, dacă va apărea. Aștept și părerea voastră legată de acest subiect. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine în următorul video. Salut, pa, la revedere!